Am alături de mine pe domnișoara Cristina Stan, brand manager de la Monarch Design, cei care au deschis Summer Fashion Philosophy în seara aceasta. Draga mea, bine ai venit aici la Fashionista TV, acasă la Fashioniste. Abia așteptam, într-adevăr, să interacționez cu voi. Vă urmăresc de ceva timp pe Facebook. Mulțumim. Și mi se pare genial. Piața are nevoie de așa ceva, așa că vă urăm mult succes. Mulțumim tare mult. Îmi place foarte mult cum sună Monarch. Ne poți împărtăși secretul? De unde acest nume e răsunător așa? Da, ca punct de plecare are fluturele Monar. Cred că multă lume știe că denumirea de monarh, practic, nu are legătură doar cu monarhia, ci și cu ideea aceea de fluture. Larisa Lupoiu semnează colecțiile Monarch Design și, într-adevăr, este o fire extraordinară. Larisa este omul din spate, căreia îi place foarte, foarte mult să transmită tot ce are ea mai frumos în imaginația ei, ca și creativitate. Însă, pentru că eu sunt brand managerul, de data aceasta am ales împreună să vorbesc eu cu publicul Fashionista TV. Spune-ne cum a fost impactul Monarch în seara aceasta și de ce primii? De ce primii? Pentru că ne place de fiecare dată să ne încadrăm pe momentul zilei, astfel încât colecția pe care noi o prezentăm să fie cât mai bine adaptată contextului. Și la Summer Fashion Philosophy am prezentat o colecție care se pretează foarte mult pe pool party, pe beach party. Automat tot ceea ce am prezentat noi se corelează foarte bine cu atributele generației millennial. Și, drept urmare, colecția noastră se numește Millennial Butterfly. Și o așteptăm și pe Larisa atunci când își face curaj să vină aici la Fashioniste acasă și să vorbim despre tot ce plănuiți voi de viitor. Sigur, vă invităm la noi la showroom cu mare drag.